Iliecioară, scotocirea lui ieri și mâine. O dezmățată gândire îngâlcită și hoinară, nu ai pic de înțelepciune, mereu să mă faci de ocară. Fiindcă alegi ca o nălucă, când înapoi, când înainte, scotocind de prin gunoaie, de-a pururea fără minte. Eu, sacrul, ce te observ cu iubire, bunătate, în mod amical te îndemn, direct și cu simplitate. Oprește-ți o clipă goana și încearcă să te cunoști. Fără dubii, tu prin tine ai șanse să te oprești. Când tu taci, nici gânditorul nu se mai mișcă de fel. Și împreună constatăm că legi gând de gând prin el. Mai vedem că acest intrus este în fapt o ficțiune, născută în chip haotic ca ego, drept opțiune. Încă în plus mai remarcăm că tăcerea e infinită și prin ea întreaga ființă e spontan nemărginită, iar de acum ce aduce viața nu-i decât realitate și prin vorbe potrivite faptele sunt îmbrăcate. Deci, văzut scormonitorul prin procesul de gândire, totdeauna programat pe dorințe și simțire, instantaneu se oprește și în tăcere integrăm, numai astfel, prin trăire, spiritual progresăm.